Lacrimi și disperare în Siria, o țară măcinată de un cumplit război civil care a început în urmă cu 2 ani. Bilanțul neoficial este cutremurător. Aproape 75.000 de morți și 3 milioane și jumătate de sinistrați. Printre victime se numără sute de copii. Unii au pierit în schimburile de focuri dintre armată și rebelii ostili președintelui Bashar al-Assad. Alții și-au pierdut familiile sau au rămas fără case, așa că și-au găsit adăpost în cea mai mare tabără de refugiați de pe teritoriul Siriei, aflată în apropierea graniței cu Turcia. Acolo au ajuns și o echipă Realitatea TV formată din Dragoș Sasu și Horia Rusu. Urmăriți povestea impresionantă a celor 10.000 de copii fugiți din bătaia gloanțelor. Făcut de mitraliere sau de avioanele de vânătoare care bombardează orașele se aude la tot pasul în Siria. La Aleppo, Homs sau Hama e front deschis. Milioane de sirieni au fugit de acasă doar cu hainele de pe ei. Unii n-au fost primiți în țările vecine, așa că au înființat tabere de refugiați în preajma frontierelor. Cei mai mulți s-au oprit la granița cu Turcia și cu greu ajunge vreun străin la ei. Așa s-a format și tabăra Atma, cea mai mare de pe teritoriul Siriei. Acolo și-au găsit refugiul 24.000 de suflete. După mai multe încercări am reușit să ajungem în tabăra Atma. Este cea mai mare tabără de refugiați de pe teritoriul sirian. În fiecare lună aceasta se extinde cu încă 2.000-3.000 de persoane. Sirienii și-au pus corturile printre măslini. Sunt oameni primitori. Copiii din tabără ne-au întâmpinat fascinați de camera de filmat. La o privire mai atentă îți dai seama însă de toate nenorocirile care apasă. Tabără, viața merge mai departe. Copiii merg la școală într-un cort primit de la o organizație umanitară. În tabăra Atma din Siria sunt aproximativ 10.000 de persoane, sunt 18 ani. Numai în această zonă unde a fost amenajată o școală învață aproximativ 400 de elevi. După cum puteți vedea și dumneavoastră, condițiile nu sunt deloc bune. شو تعلمت؟ شو المواد تعلمتها؟ الديانة، التاريخ العربي، الجغرافيا، والعلوم، والإنجليزي، إن شاء الله بس يتحرك بنرجع. شو المواد بتحبيها هون حبيبتي؟ مادة العلوم. شو بدك تصير إن شاء الله؟ أنسي. ليش؟ أستاذ مشان علم الجيل الجاي ما يكونوا جاهلين مثل لقى على زمان بشار. كيف كان جو الدراسة هني؟ كان حلو بس كان كل ما بدنا قبل ما نفوت كان خلونا نشيد وطني ودائما ما نحسن نحكي ايش بدنا نحن. مدرسة مشيت في شي 10/3 هذا العام حاليا، والحمد لله صار في اقبال كثير من الطلاب وجمعناهم هم بهالمدرسة، والحمد لله مساعدة الأساتذة، مساعدة يعني كادر تدريسي كامل بكافة الأقسام، كلهم أساتذة جامعيين. حاولنا نبني هالمدرسة مع بعض ونقدم الخير لهالطلاب، لأنه هدول الطلاب الأولاد جوا من البيت بعد ما صار فينا ضرب De exemplu, atunci când plouă, cortul se umple de apă, iar copiii nu mai au unde să învețe. Războiul a lăsat urme adânci în sufletele lor. Cei mai mulți și-au văzut părinții uciși în bombardamente, ori casele sau școlile distruse. Tabăr au rămas doar copiii mici. Fraților mai mari sunt la luptă. În materialul de mâine vă arătăm ce înseamnă acasă pentru copiii sirieni refugiați în tabăra Atma.
Colegul meu, Dragoș Sasu, este alături de mine în platou aici în Lifetime News. Dragoș, bună ziua, te salut, îți mulțumesc că ai venit. Bună ziua! O experiență pe care cred că nu vei uita niciodată, această vizită în tabăra de refugiați din Siria, de la granița cu Turcia. Ce te-a impresionat cel mai mult din toată această poveste, din tot ce ai văzut în aceste zile acolo? Pot să spun că am văzut foarte multe acolo în acea tabără. Este una dintre cele mai mari tabere din zonă și cea mai mare de pe teritoriul Siriei. Vorbim despre 24.000 de oameni care locuiesc acolo. Condițiile sunt dezastruoase, am putea spune. Nu au curent, nu au apă, nu au canalizare, nu au toalete. Vă puteți da seama cum pot să trăiască atâția oameni la un loc. În primul rând ne-au uimit copiii. Sunt foarte mulți copii. Cred că am fost înconjurați la un moment dat de câteva sute de copii veniți de prin toate părțile, curioși. Foarte rar se întâmplă ca acolo în tabără să vină străini. De obicei sunt doar oameni ai locului, oameni care vorbesc arabă cu înfățișarea specifică. Ei bine, noi le-am atras atenția, având și camera de filmat, au venit în jurul nostru să chiar unul dintre ei m-a luat de mână și cred că m-a ținut vreun sfert de oră de mână. Sunt mulți copii care au rămas fără părinți și care sunt îngrijiți de cei din tabără. Sunt mulți copii bolnavi pentru că, neavând apă în zonă, nu au cum să-și facă igiena. Sunt foarte, foarte multe probleme acolo. Acești copii însă nu au nicio vină, nu sunt implicați în războiul civil din țara lor. Ei sunt oarecum separați, dar simt la fel de mult ca toți ceilalți repercursiunile acestui conflict de pe teritoriul Siriei. Am văzut în aceste imagini absolut tulburătoare copii necăjiți. Pe fața lor este imprimată această teamă de război, teamă de moarte, suferința că și-au pierdut poate familie. Am văzut copii invalizi. În condițiile astea, ce mai înseamnă a merge la școală în această tabără pentru acești copii? Ce înseamnă a te juca? Cum își duc ei viața de zi cu zi? Foarte greu. Un lucru care m-a șocat este că unii dintre copii nu mai pot nici să vorbească. Adică au muțit, dacă putem să spunem așa, după ce au căzut obuze lângă locuințele lor din orașele din Siria. Au văzut tot ce putea au văzut, să vadă un om mai rău într-o viață. Exact, au văzut oameni care au murit pe loc în fața lor. Vă dați seama, sunt traume care trec vor foarte rămâne greu. O viață întreagă. Așa este. Traume. Tocmai de aceea au încercat cei care se ocupă de tabără, vorbind despre o fundație siriano-americană, dacă puteți să-i spunem așa, au făcut acea școală unde să-i aducă pe copii câteva ore pe zi, să nu uite ce au învățat în școlile lor, pentru că dacă rămân și analfabeți, va fi și mai greu pentru ei. Continuă să învețe și în felul acesta se mai destin, dar ce am reușit să observ eu este că au rămas și lista nu implantat, e greu de spus, au rămas cu acea ură împotriva regimului de acasă. Ei sunt convinși că actualul președinte a făcut ceva rău pentru ei și au învățat cântece pentru a îl critica. Probabil că atunci când vor crește mari, vor trage singur concluzia și vor vedea cine se face vinovat de faptul că nu mai au școală, nu mai au casă, nu mai au părinții unul dintre ei, nu mai au ce să pună pe masă, ce să mănânce. Sunt foarte multe probleme și chiar mâine, în materialul de mâine, am cuprins tot ceea ce înseamnă acest lucru, adică cum se hrănesc oamenii, de unde primesc ajutoare, în ce condiții stau, mulți stau sub cerul liber. A fost frig până acum, vine căldura, dar și asta e o problemă, pentru că dacă vine căldura, o să se răspundească bolile. Este un singur medic în toată tabăra la 24.000 de oameni. Sunt foarte multe boli de piele, boli dermatologice, hepatită. Există și focare de malarie în unele zone, deci situația este gravă. Dragoș, ultimul minut pentru această discuție. Cine îi ajută pe acești oameni? De unde vin mâncare, apă, medicamente, materiale medicale? Cine îi ajută pe acești oameni? Sunt foarte puține ajutoarele. Foarte mulți nu vor să riște să trimite ajutoare în Siria.
de teamă să nu fie acuzați că îi sprijină pe rebeli în lupta lor cu regimul sau pe armata siriană liberă, pentru că deja vorbim despre multe organizații. Și atunci acești copii înseamnă că rămân ai nimănui? Deocamdată am putea spune că sunt copii nimănui. Ei primesc ajutoare doar de la sirienii care locuiesc peste hotare, cum se întâmplă și în România. Clubul Sirian Român ne-a sprijinit pentru realizarea acestui material, au fost cu noi acolo, ne-au arătat ce se întâmplă. Sunt oameni care sprijină, dar nu atât de mult pe cât au acești oameni nevoie. Nici măcar UNICEF-ul sau Organizația Națiunilor Unite nu se implică foarte mult în astfel de zone. Tocmai de aceea oamenii practic sunt disperați și strigă după ajutor. O dramă absolut incredibilă și de neînțeles într-un an precum 2013, când toată lumea circulă. Nu este nimeni interesat de acești oameni și practic, deocamdată știm cu toții că și conflictul din Siria a fost lăsat oarecum să mocnească pe plan intern. Organizațiile internaționale nu se implică oficial, dar știm cu toții că o implicare neoficială există în zonă. Dragoș Sasu, felicitări pentru acest documentar. Și zilele următoare vor mai fi câteva reportaje. Exact, așteptăm să revii și cu alte subiecte din această călătorie jurnalistică a ta. Mulțumesc, Dragoș Sasu. Lifetime News.